vezi tu ceea ce se întâmplă cu Horațiu Moldovan, a greșit ambele goluri în meciul cu Voluntar, dar evident nu se pot uita și meciurile bune. Crezi că ar trebui să mute aici Rapid, să aducă poate o concurență mai serioasă sau e bine ca o echipă mare să aibă un portar care să știe că e clar numărul 1? Deci dacă Rapidul au portarul titular al echipei naționale, pentru ce le trebuie un alt portar? Sunt perioade și perioade în viața oricărui portar. Eu știu ce înseamnă să ai o perioadă mai puțin bună, dar eu am încredere în Horațiu Moldovan și sunt convins că va depăși acest moment. E un portar bun, un portar care mai poate crește, dar trebuie să înțelegem că e portar și la portar se văd greșelile. Bun, ar trebui încurajat, nu tras cumva sau pedepsit puțin pe banca de rezerve, nu? Consider că trebuie să fie în continuare titular. Eu așa consider că trebuie să fie în continuare titular, că trebuie să îl încurajeze toată lumea, să fie alături de el, pentru că la un portar toți se antrenează, dar la un portar e important să fie liniștit din punct de vedere mental. Dacă va fi liniștit și va simți căldura publicului și a celor de lângă el, sunt convins că nu se vor mai repeta astfel de greșeli.